Bună dimineața! Mergem la bibliotecă, eu cu Joshua, să facem școală acolo, pentru că e liniște și ne putem concentra mai bine și nu îi distras de alte lucruri, cum ar fi Joaca sau Zion. Sunt distrasă, cum se numește, de jocurile alea de acolo. Da, dar noi nu stăm lângă jocuri. Acolo la bibliotecă sunt computere cu jocuri. Și dacă termină școala mai repede, poate că te lasă mama un pic. Ce zici? Dar e science. Da, să vedem ce găsim. Dar numai dacă terminăm mai repede, ok? Dacă terminăm înainte de ora 12 și un sfert. Ia, putem să terminăm. Am luat cu noi toate cărțile aici. Are și el acolo una și să vedem cum merge. Mi-am luat și cafeluța aici. Oh, poți să mergi pe acolo, hai că vin pe aici. Hai pe aici și tu. Și e cam multă lume, am fi vrut să găsim o cameră, că sunt niște camere închise, unde poți să studiezi. Și noi nu putea. Crezi? Am vrut să tu mergi mare. Ok, apeși tu. Ok, unde mergem? La library. Pisa, dar chiar mai mult. Nu cred că mai sunt. Cred că numai astea. Ok, hai, poți să ți le iei și să mergem. Hai să căutăm o cameră liberă. O să vedem când plecăm. Sau vrei să stăm în partea alaltă? Nu, hai să mergem în partea alaltă. Uite acolo vis-a-vis. Ce zici? Nu, nu-mi place aici. Am găsit o masă. Mă că e cam lumina aici unde sunt eu. Și nu prea-mi place. Atmosfera asta de bibliotecă mi-amintește de România, când eram elevă și mergeam la bibliotecă și stăteam acolo cu orele și citeam și nu aveam nicio responsabilitate și parcă mi-e dor de viața aia. Acum nu mai pot să fac lucrul ăsta pentru că am aici pitici care depind de mine și trebuie, chiar dacă vin la bibliotecă și studiez, trebuie să-i supraveghez pe ei. Dar lipsesc zilele acelea în care nu făceam. Nu aveam nicio responsabilitate, mai veneam și studiam cu orele. Poate că în câțiva se vor întoarce și zilele alea, că nu-i fi babă. Crab spider. Ce e ăla? Crab spider. Mănâncă albini. Cam așa mare. Oh, wow. Și ce, aia e albina ce are lângură? Da. Oh, wow. Albina e atât de cât de mare, aproape cât. Și pe aia genul ăla cât e de mare? Ok, nu. Sau poate să mânci albine. Da, cum așa mare poate să mânci. Cât vezi așa? Don't eat me. Oh! Și pe ei mânca altcineva, nu? Ok. Spider. When a real spider gets scared, it shrugs its legs. It escapes its enemies by rolling across the sand. Se face o minge și spune wow. Pe genul ăsta poți să umbre apă. Așa scrie? Da. Wow! A fisher spider. Și nu-mi zic că mănâncă pești. Dacă faci o pânză de prietenă așa groasă, e mai groasă decât oțel. Da, ei adică, trebuie să facă, nu? Da. Dacă e mai, nu e mai groasă, e mai puternică decât oțel. Și că trebuie să fie de groasă. Așa groasă. Sau așa. Dacă e așa, poți să țină un avion. What? N-am știut. De care?
Nu, trebuie să fie unul din astea ca să țină un avion. Chiar? Da. Ești singur? Da. Imaginul ăsta e cam așa mare și face pot așa mare. Nu știu. Ce face? Face cu pânza ca și o plasă și după aia când vine prada? Da, atunci nu mă aruncă după. Oh, wow! Interesant! Ca și cum mergi la pescuit. Mhm. De insecte. Merg să fac o copie dintr-o carte. De obicei nu mă lasă fără card să fac copii, să vedem acum dacă reușesc. Nu mă lasă, trebuie să cer numărul cardului de la ei. Well, ce așa nu pot să fac copie. O să încercăm să facem așa fără, ok? Trebuie să mă gândesc, îmi trebuie niște bani ca să fac copie și nu am niciun ban. Paul Revere had a secret job. Facem acum dictare. Paul Revere had a secret job. He carried messages for the colonists. To help them in fighting the British. What will I do? I have wasted my whole day and still don't have a song to sing. Caw, oh, crow, what will I do? Just sing the song, you know. Just sing the song, you know. Well, I guess I'll have to, since it's the only one I have. The coyote began to sing, and since it was the coyote song coming from the coyote, it sounded just the way as it was meant to sound. Am uitat farurile la mașină deschise și mi-a sunat alarma și mi-a consumat toată bateria. Și trebuie să vin și acum, bine că stau foarte aproape și pot să merg pe jos. Nu am cam decărat cărțile și toate astea. Ce să fac? Asta e cu mașina noastră. Se tot întâmplă. Mi-am înapoi la Joshua acum. Cum merge Joshua? Trebuie să mergem acasă pe jos. De ce? Pentru că s-o consumă bateria. Am uitat farurile deschise la mașină. S-o consumă bateria și mi-am blocat și cheile în contact, mai s-au blocat singure, nu mai vor să iasă. Sau o să vină tata mai târziu să încarce. Numai că trebuie să cărăm toate cărțile astea pe jos. De când m-ai luat astea? Nu știu care e. I know, pentru Zion le-am luat. Când? Care ai fost tu la Science? Mai ai? Oh, ești aproape gata. Ok. Suntem aproape gata cu școala. O să mai facem acasă istorie și gramatică, pentru că asta mi-a rămas. Și cam așa este o zi la noi de homeschool. Încercăm să facem dimineața cât putem de mult. Vreo 3-4 subiecte, câteodată 5. Câteodată matematica e mai mult, pentru că e foarte distras, e plictisit, mai bine zis. Îl plictisește. Dar faptul că venim la bibliotecă ne ajută mai mult, pentru că ne putem concentra mai bine și mergem acasă și dăm lunch-ul la bătrânii
și mâncăm și noi și după care vom continua cu lucrul cu ce mai rămas. Ok, Joshua? Joshua? You did a very good job. Ok, mai stăm 15 minute și plecăm acasă. Vreau să văd ce faci. Snapping turtles. Hmm? Snapping turtles. See, they're huge. Hmm. Asta e science? Hmm? With scorpions. Hmm. Mergem spre casă pe jos. Bine că suntem aproape, așa-i? Da. Dacă mergem în deșert și mai dacă hiking acolo în deșert, mai ții minte? Da. În California. Dacă vezi un scorpion din ăla așa mare, să nu lași să-l iau. Dacă ai în ce? Ce? Dacă ți-ai ceva, în ce să-l pui? Păi nu, numai să-l țin așa cu mâna. Oh, yeah, dacă știi să-l ții? Da, de coadă, de acolo. Ca și de acolo, de a. De acolo zic, ca să okay. Ca să nu. Dar okay. Cel mai mic, cam așa mic. Ce face Manu? Îl bat. Bătul ăla. De unde îl copiază? Din cartie. Din cartie? Da, ăla. Sau din carte? Din carte. Ia să-l văd. Wow! Ce face cu mânuțele? Ce face? Ce face cu mânuțele? Trage. Trage cu mânuțele? Da. Ce trage? Curentează și trage. Oh my goodness! Și tu te uiți la Manu cum desenează? Da. Ca să înveți... Coastrele are și coastrele are. Ca să înveți și tu? Da. Wow, Manu, ce robot fain faci. Eu nu învăț. Cum? Eu nu învăț. Dar tu ce faci aici? Fac alt robot. Oh, care îl faci tu? Faci unul mai ușor un pic? Da, știi care? Care? Ăla-i piambale. Mm-hmm. Îl fac peste eu. Wow. Ăla-i robotul meu. Vă plac roboții? Nu, ăla-i robotul meu. Păi, ăsta e tău, ăla-i e meu. Păi, da, ce-ți fac numai? Da, și desenați, galben și... Nu m-am desenat numai așa. Îl lăsăm așa. Foarte interesant, Joshua. Ți s-a înfundat nasul? Ți s-a uscat nasul? Dar ce-ai mâncat de aici negru pe nas? Nu știu. Come here, Zion. Joshua, we forgot Zion's name tag again. Zion, uite aici, ține asta la mama. De la we forgot your... Name tag. Asta vedem, care e cartea ta? Care e Zion? Oh, that's yellow? Blue. Zion! This is your book! You got a new book! Și eu te ce uite la mama să-ți dea asta. First apple. Da, am uitat să-i luăm numele de acasă iară. Hai să mergem, Zion. Și tu ți la uite pe tău? It's ok, las cu ea, mama, așa cum am văzut. A ta e aici, nu? Nu e aici? Uite-l pe Andy, hai mai repede! Hai, Sara! Hai, Ramona! Iar i-am uitat name tag-ul acasă, a doua oară. E la... N-are carte din asta? Nu terminat? Next time. Come on, hai repede! Că! Uite aici, nu aici pe asta, nu aici blu! Uite aici, dai tu asta la tanti? We're going to jump while we say it, so you can... Stai ca sa dea tati foaia. And I forgot his name tag again. Oh, that's okay. Well, I'm going to make name tags for everybody that doesn't have their tags. Just oh, so okay. Have their name. Okay, and I have to make a note to remember for next time, because it's in a good place, and I keep forgetting. It's a good, yes. Safe place. Yes. Can I have that one too? Thank you. Why don't you go find where your seat is? You know where Zion's seat is? Bye-bye, Zion. I think that was group 3. Okay. Let's go. Unde costă? Hai să mergem pe aici. Oh, asta nu e mai trebuie, nu? Ok.
Almost. But since you did that one, Mark, go ahead and... See you later. Joshua.